teatru cu foarte multă încredere că va fi bine pentru județul Sibiu și pentru locuitorii săi. Îmi doresc să fac echipă cu toți cei care vor binele județului și a locuitorilor și îmi doresc ca împreună cu serviciile de concentrate să am o relație foarte corectă și să muncim împreună cu echipa instituției prefectului pentru binele locuitorilor și siguranța și liniștea lor. Vă mulțumesc! Experiența în administrația publică, da, de peste 10 ani am în administrația publică. Am fost în acești 10 ani în administrația publică foarte aproape de cetățeni și de problemele lor și sunt un om care are un principiu pe care îl folosesc des. Decât să-i faci rău unui om și poți, mai bine fă-i un bine dacă ți se dă momentul ăsta. Și mă calific studiile în domeniu și experiența profesională. V-a deranjat afirmația lansată după propunerea noastră că veniți o comunitate mică și propulsarea către prefectura totuși... Nu m-a deranjat, să știți că... Sibiu a fost o onoare pentru mine și a fost o experiență foarte importantă în care am avut foarte multe puncte și foarte multe încercări care m-au format să merg mai departe și să fac față noilor provocări în cariera mea. Puteți să le spuneți fostul prefect de ce au fost schimbat, că noi nu am înțeles. Chiar să mulțumim pentru activitate. De obicei, când se schimbă prefectul, noi